Salut, Tauri! Voi face citirea pentru săptămâna 28 august 3 septembrie, o săptămână cu o lună plină în 31 august la ora 4:34 în 7 grade și 25 de minute, 7 grade pești. Pentru voi este o casă a relațiilor. Vom vedea la rune. Acum să vedem ce înseamnă această situație. Venus este în retrogradare. Aspectele specifice planetelor le veți găsi la horoscop. Diavolul. Un bărbat ascendent zodie Capricorn sau pur și simplu viciile voastre. Trebuie să renunțați la aceste vicii pentru a putea progresa, pentru a putea ieși dintr-o stagnare, fiindcă acest diavol s-ar putea să pună stăpânire pe voi, dacă, și am putea spune că este poate fi vorba chiar de o persoană care vă cunoaște viciile și va încerca să exploateze aceste vicii ale voastre. Deci voi aveți aici banii pe care îi câștigați împreună cu familia pentru munca voastră, un 10 de monede. Această muncă este răsplătită, primiți acești bani pe care puteți să-i investiți. Mare atenție că investițiile sunt bune când soarele este în aspecte benefice cu Jupiter și, bineînțeles, Mercur să nu fie retrograd. Veți afla mai multe la oroscop dacă puteți să faceți aceste investiții sau nu. Cinciul de cupe arată legat de distracție, de iubire, de creativitate, de ceea ce v-ar aduce vouă o fericire, de stindere. Sunteți nemulțumiți, v-ați fixat un scop și de fapt nu l-ați atins. Acest lucru vă nemulțumește, priviți cupele din fața voastră răsturnate. Este un moment de blocaj, dar este un blocaj care va duce cumva o suferință sufletească, acest blocaj. Ați putea să vă folosiți cupele care sunt în spatele vostru, dar parcă nu le observați. Voi aveați cele trei cupe și iată că nu le mai aveți. Cam acesta ar fi aspectul cu acest 5 de cupe. Deci, un aspect care va aduce o nemulțumire, atât sufletească, cât și dorința voastră de a vă destinde, de a vă simți, de a fi fericiți, este imposibilă. Regele de monede sunteți voi, taurii, dacă sunteți bărbați, voi sunteți, dispuneți de bani, vreți să călătoriți, vreți să faceți o investiție, vreți să cunoașteți, să aveți, poate să participați la un curs, să vă dezvoltați această cunoaștere spirituală, o cunoaștere de sine, deci am putea spune că vreți să investiți mai mult în acest domeniu al cunoașterii spirituale, filozofice, dar și a călătorii. Resursele, locul de muncă, cariera. În resurse puteți comunica foarte bine la distanță. Poate fi vorba și de o situație în care sunteți plecați de acasă și comunicați totuși cu cineva de acasă ce se întâmplă. Au făcut o investiție, poate că ați lăsat niște bani pentru o investiție și vă interesează acest aspect. Deci este o comunicare pe care o faceți legată de resurse și de bunurile materiale. În ceea ce privește locul de muncă, am putea spune că ceva ajunge la final.
Adică acest loc de muncă v-a oferit resurse, voi ați putut să munciți acolo și să obțineți niște bani, dar lucrul acesta se încheie și va urma altceva în viața voastră. Trebuie să vă pregătiți de o schimbare și de o finalitate. Deci această moarte întotdeauna arată că, de fapt, ceva s-a dezvoltat, a mers până când a ajuns la final și acum trebuie să acceptați finalul. În ceea ce privește patru de monede, arată faptul că voi sunteți dispuși să țineți la bani, să economisiți, să vă protejați cumva prin a avea niște resurse financiare. Comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră s-ar părea că vreți să vă luați o șansă. După o perioadă lungă de stagnare, în comunicarea cu vecinii, cu frați, surori, veri, vă gândiți să comunicați altfel, să fie ceva nonconformist, să poate să presupune și ceva rebel. Uranus are câteva aspecte și este totuși în Taur și Uranus Jupiter va intra în staționare, dar haide să nu le implicăm. Gândiți-vă faptul că voi vă doriți ceva în această comunicare altfel. O comunicare care se presupune și libertate și respectarea libertății celorlalți, respectarea principiilor lor și am putea spune că vreți să vă luați o șansă prin această comunicare. O șansă care totuși, deci nu sunteți pregătiți pentru această șansă, puteți risca și aceste riscuri probabil că nu le aveți în vedere. Voi considerați că divinitatea o să vă ajute, o să vă protejeze și nici nu vă gândiți la riscuri. Și totuși ar trebui să evaluați mai bine situația, fiindcă riscurile vor fi. Într-un contract, o asociere, un proces, aveți cam tot ce vă trebuie pentru a depăși o stagnare, un blocaj. Deci puteți înlătura foarte ușor aceste blocaje și să mergeți mai departe. În schimb, în relațiile cu prietenii, cu protectorii, nu mai este la fel. Aici blocajul este mult mai serios și am zice că nu puteți să treceți prea ușor. Va fi destul de dificil să depășiți acest blocaj, dar totuși, dacă vă folosiți de a păstra secret obiectivele voastre, de a le ține secrete, atunci veți reuși să mergeți mai departe. Vorbim de familie, cămin, de schimbare și de karma voastră, de secrete, de ce vă este destinat. Haideți să vedem familia. În familie voi aveți aici foarte multe iluzie. Vă imaginați lucruri care nu sunt reale și acest lucru nu o să vă facă prea bine. Deci, poate că această imaginație nu este de astăzi, de ieri, este mult mai veche și chiar v-a influențat foarte mult, fiindcă schimbările, transformările v-au adus sacrificiul, am putea spune sacrificatul, spânzuratul. Acest sacrificiu este reprezintă stagnare. Deci nu aveți schimbări, transformări, tocmai poate datorită iluziilor pe care vi le-ați făcut singuri, amăgirilor pe care vi le-ați adus singuri. Karma voastră este destul de, să zicem, dificilă, fiindcă trebuie să mergeți pe un anumit drum, să treceți printre cele două turnuri.
Acest lucru presupune să faceți față celor doi, un câine și un lup, care vă întind capcane, vă mint, vă lingușesc, deci nu va fi deloc ușor să mergeți mai departe pe acest drum. O persoană care vă privesc și nu se sincizez de voi, nu-i interesează cum sunt racii. Deci aveți foarte multe aspecte legate de aceste case psihice care vă atenționează.